Cu ajutorul Domnului, astăzi încheiem lecțiile din tematica întrebări pentru Domnul Dumnezeu, oprindu-ne la câteva concluzii care se impun după abordarea acestor categorii de întrebări. Întrebări prin care noi oamenii suntem interesați de existența, de ființa divină. Întrebări când nu înțelegem, când suferim, întrebări atunci când vrem să cunoaștem mai bine adevărurile sfinte, întrebări pentru viitor, dar totodată am abordat și întrebări care n-ar trebui puse atunci când inima nu este curată, atunci când poate suntem prea curioși pentru alții. În această lecție vreau să cuprindem într-o oarecare concentrare ceea ce am abordat în lecțiile anterioare, în a ne fixa mai bine aceste adevăruri sfinte pentru a nu greși înaintea Domnului. Știți, spunea Eli către fiii lui, când un om păcătuiește împotriva altui om, e o vinovăție, dar mai ușor de rezolvat, un conflict mai ușor de aplanat. Însă când omul păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, este ceva mai grav. Vreau așadar să ne reamintim în ce condiții și în ce domenii ne putem permite să-L întrebăm pe Domnul Dumnezeu. Ne uitând, așa cum am afirmat încă de la început, ceea ce scrie în Geneza 29:29, că lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar ceea ce ne descoperă prin harul Său ne aparține și nouă, dar cu responsabilitatea de a asculta, de a împlini. Vreau, referitor la această arie de permisivitate a noastră de a pune întrebări, să ne oprim la cele scrise în Ezechiel, capitolul 14, și să înțelegem încă o dată că Dumnezeu nu stă de vorbă cu oricine și nu permite oricui să-L întrebe. Scrie aici, de la versetul 2, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului. Oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Răspunsul era un categoric nu. În acest proces de a-L întreba pe Dumnezeu sunt implicați și profeții, așa a fost dintotdeauna, așa poate să fie și acum. Situație în care, scrie în versetul 9, dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela și îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu Israel. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel ca pedeapsa celui ce întreabă. Așadar, este un har să poți întreba pe Dumnezeu, un har mai mare, un har întreg, ca Domnul să-ți răspundă. De altfel, pentru noi care suntem copiii Lui, dacă Îl și ascultăm, a ne răspunde Domnul este un act de bunăvoință divină. Iată ce citim în cartea profetului Isaia, capitolul 65, versetul 1. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Deci Dumnezeu atâta bunătate are încât este gata să răspundă și unora care încă nu-L cunosc. Dar nouă copiilor Săi, întoarceți pagina și veți vedea ce scrie în versetul 24. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Iată ce perspectivă binecuvântată pentru cei credincioși. Oricum, Domnul știe ce gândim și dacă nu-i spunem și dacă nu-L întrebăm. Aceasta ne putem da seama din viața Domnului Hristos, citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Știți, scrie în aceeași Evanghelie că El n-avea nevoie ca să-L întrebe cineva sau să-i spună cineva despre vreun altul, pentru că Dumnezeu ne cunoaște. Dar mi se pare interesant ceea ce spunea Domnul Hristos aici, Ioan 16, versetele 23, și apoi un cuvânt al ucenicilor, versetul 30. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Și 30.
Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Deci dacă Fiul lui Dumnezeu are capacitatea asta, că nu trebuie să-L întrebe cineva ca să-i spună ce are nevoie. Cu atât mai mult putem vorbi de Dumnezeu Tatăl în autoritatea sa absolut. Noi poate uneori suntem precum copiii cei mici care plâng și trebuie mama să ghicească ce doresc, ce vor. Dar noi părinții, spunea tot Domnul Hristos, că putem fi răi, să nu înțelegem pe copiii noștri care e nevoia lor. Dumnezeu cu siguranță ne va înțelege. Vreau să observăm în prima parte ce întrebări corecte putem pune Domnului, de fapt să ne reamintim, să recapitulăm lecțiile acestea și să observăm în sinteză răspunsurile care pot fi primite. Am studiat așadar că întrebările primordiale au în vedere mântuirea. Asta merită întrebat și Dumnezeu așteaptă să-L întrebăm așa ceva. Interesul nostru fundamental trebuie să fie în raport cu veșnicia, cu împărăția lui Dumnezeu. Psalmul 119, cel mai lung capitol din Biblie, este o dovadă incontestabilă a acestei afirmații. Iată acea întrebare pe care este bine să o știm cu cât mai repede în viață, cu atât mai bine. Versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Ceea ce înseamnă ce are un om mai bine de făcut în viață? Să-l întrebe pe Domnul. Ce să-l întrebe? Despre cuvântul lui, despre voia lui. Cu dorința exprimată aici în versetul 5. O, de-ar ținti căile mele la păzirea rânduilor tale. Asta trebuie să fie ținta întrebărilor noastre. Asta trebuie să ne intereseze. Nu alte aspecte sunt principale, ci ceea ce Dumnezeu deja a vrut să ne spună prin cuvântul Său. Nu este corect să punem întrebări în afara Scripturii mai întâi și să spunem, Doamne, ce ai vrut să ne spui prin Cartea Sfântă? Asta ne interesează mai întâi, să știm ce ai vrut să ne transmiți. Ne interesează mai întâi să fim mântuiți. O altă dovadă o găsim în 1 Petru, capitolul 1, unde este scris despre oamenii care au avut cel mai mare har să-L întrebe pe Dumnezeu, profeții. Ce l-au întrebat ei pe Dumnezeu? Imaginați-vă că suntem primiți în audiență la Dumnezeu în cer, cum profeții erau acceptați uneori la sfatul Domnului. Ce l-ați întrebat sau ce ar fi corect să-L întrebăm pe Domnul? 1 Petru 1 cu 10 la 12. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Deci care e ținta, care este area primară a întrebărilor, mântuirea. Ei cercetau, și asta înseamnă și întrebau, să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmat. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, și atenție, și în care chiar îngerii doresc să privească. Deși îngerii sunt interesați de măreția planului mântuirii. Dumnezeu nu ne răspunde la toate deodată. Deși prorocii au fost interesați, nu le-a fost descoperit totul. Completarea a venit prin Domnul Hristos, prin apostol, și se încheie revelația divină, cum știți, cu cartea Apocalipsa, pentru că toate Dumnezeu le spune la vremea lor. De altfel și noi ca părinți îi învățăm pe copii atunci când este momentul potrivit. Numai societatea asta turbată din vremea noastră, de exemplu, vrea să-i învețe pe copiii de la grădiniță ce au de făcut pe când se însoară. Pentru că nu respectă ceea ce Dumnezeu în înțelepciunea Lui știe atât de bine. Să-L informezi pe om la vreme potrivit, atunci când capacitatea de acumulare a celor informații îi permite să le stăpânească, să le pună în practică. Știți, spunea Domnul Hristos ucenicilor, urmă, am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Deci Dumnezeu ne dă numai ceea ce este potrivit să ne dea.
Pentru că toate sunt realizate de El după un plan. El a făcut și pe cei buni și a suportat și pe cei răi, pe toți pentru o țintă, un obiectiv al Său, care se derulează în timp. Așa cum spunea Domnul profetul Ieremia, este scris în capitolul 30, versetul 24, mânia aprinsă a Domnului. De fapt, ce este mânia aprinsă a Domnului? Atitudinea Lui față de păcat. Raportul în care El se află cu omenirea căzută. Nu se va potoli, adică Dumnezeu nu va lăsa lucrurile în afara controlului Său. Până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui, veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. Cum n-am vrea noi să pricepem acum cartea Apocalipsa? Am tipărit repede o explicație punctuală, cu siguranță care avea trecere. Au mai încercat și alții, numai că vorba aceea. Orice carte scrisă despre Apocalipsa după 20 de ani s-a dovedit a fi eronată. Este normal să ne intereseze mântuirea și legat de aceasta evenimentele viitoare, realizarea mântuirii, desăvârșirea ei. Asta trebuie să fie o pasiune a Sfinților. Da, noi trebuie să ne cunoaștem limitele, trebuie să ne știm orarul în care Dumnezeu ne-a încadrat, pentru că altfel, suplimentar numai diavolul dacă ne dă informații, numai dacă mintea noastră în îndrăzneala ei va emite teze și orare. Dacă Dumnezeu ne-a descoperit mai mult lui Daniel, unui om prea iubit, iată ce citim în cartea sa, capitolul 12. Deși a fost interesat, a pus întrebări, petrecea în fiecare zi mult timp stând de vorbă cu Domnul. Cu siguranță rugăciunile lui conțineau multe întrebări, dar Dumnezeu răspunde la vreme. Scrie în capitolul 12, citim de la versetul 1, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail. Observați, e o vreme pentru toate. Versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea. Până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Asta nu înseamnă că vom cunoaște pe deplin, spune Pavel, tot în parte rămâne cunoașterea, dar e mai mare față de cea de atunci. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor lucruri? Și îngerii sunt curioși. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului că și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El mi-a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. N-a vrut să-i spună mai mult. Îți ajungi? Povestea un frate că a avut o descoperire interesantă și la un moment dat când descoperirea devenise chiar foarte interesantă, a auzit o voce, ai văzut destul. Și vedenia, cum zice aici în Daniel, a pierit de la mine. Atât până una altă, cum spunem noi. De ce doar atât? Pentru că între timp noi mai avem altceva de făcut și asta trebuie să ne intereseze. Scrie în Fapte, capitolul 1, că ucenicii, așa ca întotdeauna aveau profețiile, au fost interesați, Doamne, când și cum? Și scrie aici de la versetul 6 că apostolii l-au întrebat pe Domnul, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu cunoșteau vremea. El a zis, nu este treaba voastră, știți, vremurile sau soroacele. Cum nu-i treaba noastră? Asta aparent ar contrazice pasiunea prorocilor. Cred că Domnul aici le-a spus, nu este treaba voastră acum să primiți date, nu asta este important pentru voi. Că doar Apocalipsa, tot la unul dintre ei a descoperit-o Domnul.
Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. De altfel, Domnul le spusese că întâi de Evanghelia trebuie să ajungă la marginile pământului, să o cunoască toate neamurile și apoi vine sfârșitul. Dar ideea aceea au scăpat-o, pentru că ei erau prea ambalați de teoriile lor și se gândeau că Mesia va instaura împărăția potrivit explicațiilor teologilor evrei. N-a fost așa, că Dumnezeu oferise alt plan. Ucenicii au rămas pasionați de revenirea Domnului. Subiectul revenirii Domnului Hristos era considerat de ei foarte actual. Ei considerau revenirea Domnului iminentă. În toate epistolele am putea spune că există referiri foarte concrete la revenirea Domnului. Cum spune Pavel Tesalonicen, noi cei vii, care vom rămânea. Așadar, să nu uităm acest prim domeniu în care este bine să punem întrebări. Întrebări referitoare la mântuire. De la începutul ei până la sfârșitul ei. Dar să știm în același timp că mântuirea cuprinde și lucrarea noastră. Să întrebăm, Doamne, în lucrarea mântuirii, noi ce avem de făcut? Cum spune Petru, noi cu ce putem grăbi, nu doar aștepta pasivi ziua aceea? O altă categorie de întrebări privesc problemele vieții pământești. Noi ca oameni adesea nu știm cum să facem, ce urmează, dar trebuie să fim conștienți că suntem sub privirile Domnului, că El are un plan pentru viața noastră. Să ne amintim de acest psalm bogat 139, în care David face adesea referire la această știință mare, înaltă a lui Dumnezeu, cum o numește el pe aici în versetul 6, prea înaltă ca să o pot prinde. Zice în versetul 7, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Sunt sub stricta ta observație. Și zice el aici la un moment dat, versetul 7, zice, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor. Versetul 16, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. E normal să-l întrebăm ce urmează pe cel ce are scris deja ce se va întâmpla. De aceea noi îl întrebăm pe Domnul când ne căsătorim. Am fost învățați de Scripturi să întrebăm pe Domnul când suntem bolnavi. Zice Iacov, să întrebăm pe Domnul când urmează să facem o afacere, să ne mutăm dintr-o parte într-alta. Și când Domnul nu ne răspunde nouă, poporul Domnului beneficiază de proroci prin care putem mai îndeaproape să întrebăm pe Domnul. Asta a fost încă din vechime. Știți ce a spus sluga lui Saul când aceștia au pornit să caute măgărițele pierdute ale familiei lui Chis? Hai să întrebăm pe proroc. Și n-a fost doar o inițiativă particulară și neobișnuită, pentru că spune aici în 1 Samuel, capitolul 9, în versetul 9, odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, hai să mergem la văzător. Adică vederea noastră este limitată și prin profeți putem să vedem ceva mai departe. Evident, în limitele și libertatea pe care Dumnezeu ne oferă nouă la un moment dat. Noi suntem curioși din fire, numai că Dumnezeu stăpânește foarte bine informațiile. Dacă vrea ne descoperă, dacă nu, nu. Și sunt lucruri pe care nu le vom înțelege până la ziua de apoi. La evrei este cunoscută acea întâmplare, dacă a fost sau nu reală, dar este interesantă în imaginația ei. Ei spun că Moise, în timp ce păștea turmele, a văzut o scenă care n-a înțeles-o până la un moment dat, adică până când Dumnezeu i-a răspuns unor întrebări. Și spune că un om a trecut, s-a oprit la o fântână să bea apă, dar grăbit a plecat mai departe, i-a căzut punga cu banii
A venit un altul și el, dorind să bea apă, când a văzut banii, s-a grăbit să plece, a socotit asta un noroc. A venit un al treilea care nu se mai grăbea, a băut apă și a poposit. Între timp primul s-a trezit fără bani, vine, îl găsește pe al treilea, îl acuză de furtul pungii cu bani, acesta revoltător încearcă să se apere și primul a ajuns în pagubă, îl lovește și îl omoară. Și de aici s-au ridicat câteva întrebări. Doamne, dar nu-i drept, dar cum se poate? Primul a rămas fără bani, acum va purta toată viața conștiința unui ucigaș, al doilea hoțul a scăpat, nu-s martor, al treilea moare nevinovat. Și situații de genul acesta putem întâlni în viața aceasta. Se spune, repet, nu știu dacă este un caz real sau doar imaginar, dar se spune că Dumnezeu i-a zis, într-adevăr, primul a ajuns criminal, dar el trebuia să răzbune sângele, ne referim la legile Vechiului Testament. Pentru că cel de-al treilea, care tu zici că a murit nevinovat, este un ucigaș. L-a ucis pe fratele celui din tâi și n-a știut nimeni, numai eu, Domnul, care am programat această întâlnire aici și drept de răzbunare. Punct. Da, dar al doilea a scăpat cu bani. Nu. Primul a avut bani nemunciți, moșteniți de la tata lui, care i-a furat de la tatăl celui ce i-a găsit. Și acum am găduit ca banii să ajungă exact la adevăratul moștenitor. Mi se pare ciudat, nu? Dar sunt atâtea întrebări la care noi nu avem răspuns, dar răspunsurile există. Noi ceea ce trebuie să știm e că la nevoie putem să apelăm la Domnul și să avem încredere în ceea ce Domnul ne spune, chiar dacă înțelegem lucrurile numai în parte. Știința lui Dumnezeu, care le stăpânește pe toate, ne este dezvăluită în măsura priceperii noastre și a dreptului nostru de acces la anumite informații, a capacității noastre de tratare, de deținere a celor informații. Și într-un al treilea domeniu al întrebărilor corecte, deci pe care le putem adresa Domnului, mă refer la întrebările apel la mila divină. Atunci când suferim, atunci când am păcătuit, sunt acele întrebări, Doamne, până când? Întrebări care alternează cu cealaltă categorie, Doamne, pentru ce? Pentru ce și până când? Și este bine ca omul să se frământe. Iată ce scrie în Psalmul 77, de la versetul 7. Va lepăda Domnul pentru totdeauna. Versetul 8. S-a isprăvit bunătatea lui pe vecie. S-a dus făgăduința lui pentru totdeauna. A uitat Dumnezeu să aibă milă. Și-a tras el în mânia lui înapoi în durare. Observați ce avalanșă de întrebări. Că cel ce suferă este frământat. Citim și din Psalmul 130, versetul 3. Unde este scris, dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegirilor, adică dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi așa cum am meritat, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Și în acest psalm este scris în continuare că noi nădăjduim în Dumnezeu. Așa au făcut și cei din Ninive. Au zis, cine știe, poate Dumnezeu se va căi. Așa a făcut și Iona, care a fost încăpățânat, dar când a ajuns la strâmtorare, însă a fost nevoie de mare strâmtorare pentru el, a trebuit să fie împletit, țesut în papură și coborât la adâncimile, la temeliile munților, cum se ruga el. Și acolo a început să întrebe, să se frământe, să apeleze la Domnul. Doamne, se mai poate ceva? Mai este vreo nădejde? Iată ce citim și în prorocul Ieremia. De altfel, din cartea lui am citit la momentul potrivit mai multe întrebări.
Ieremia 15 cu 18. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Nu sunt astea întrebările noastre când nu ne mai vindecăm de o boală, când nu se mai rezolvă problemă. Doamne, pentru ce, Doamne, până când? Era o vedenie pentru o persoană bolnavă că deasupra ei era un ceas și așa aștepta să sune, să pună Domnul capăt acelei suferințe. De asemenea, vă citesc din Habacuc capitolul 1, acolo unde acest profet contemporan cu Ieremia a venit cu întrebări înaintea Domnului, versetul 2, capitolul 1. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Pentru că ni se formează impresia asta din lipsă de credință că Domnul nu ascultă, dacă tot întrebăm, tot ne rugăm și El nu intervine. Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Până când și pentru ce? Să nu uităm că dacă ne pocăim, Domnul se poate îndura de noi. N-a fost așa cu Iona? N-a fost așa cu ninivenii? N-a fost așa cu Ahab și cu mulți alții? Pocăința este singura stare care îl face pe Dumnezeu să întocmească alt proces verbal în cer, în dreptul nostru. Să ne schimbe destinul. Doar lacrimile nu sunt suficiente. Dacă doar lacrimile și durerea ar putea schimba atitudinea lui Dumnezeu, înseamnă că iazul de foc nu poate funcționa. Acolo e plâns în permanență. Dar acolo nu e pocăință. Dumnezeu numai în condiții de plâns, cu pocăință, intervine. Când harul pocăinții va fi luat de la oameni, doar jalea, doar durerea fără sfârșit, nu mișcă inima Domnului. El nu-i om să-i pară rău. De aceea, când avem nevoie să ne întoarcem la Domnul cu pocăință. Și asta poate să schimbe o hotărâre divină. Așadar, să nu uităm. Putem să-L întrebăm pe Domnul despre mântuire, de la Alfa la Omega, putem să-L întrebăm pe Domnul pentru viața aceasta și Dumnezeu, în îndurarea sa, ne poate răspunde, dar nu o să satisfacă toate curiozitățile noastre, să ne spună tot ce urmează și când o să murim, am fi în stare, nu doar cu oamenii își fac fel și fel de cavouri sau alte obiecte în cimitir, poate și-ar scrie oamenii și data, nu? N-ar fi asta problemă, dar gândiți-vă în ce stres și în ce stare ar sta oamenii, dar Dumnezeu e cu minte. Dacă un profesor înțelept nu spune elevilor sau studenților din ce capitol le va da sau care-i subiectul, o face Dumnezeu, Cel care vrea într-adevăr și motivat să ne testeze. Și, cum spuneam în al treilea și ultimul rând menționat acum și aici, atunci când suferim, putem să apelăm cu întrebări la mila divină. Doamne, până când? Și Domnul să ne spună, până vă pocăiți. Doamne, până când? Până vă pocăiți mai bine. Până vă pocăiți așa cum trebuie. Vreau să observăm acum, în a doua parte, că sunt întrebări incorrecte și răspunsurile sunt pe măsură. Oamenii care sunt caracterizați de nesinceritate. Amintiți-vă de aceea lecție, întrebările celor ce nu au inima curată. Pentru aceștia, tainele divine și adevărul rămân ascunse. Și ei vor culege roadele faptelor vinovate. Dumnezeu nu poate fi indus în eroare cu întrebările noastre tip. Și Dumnezeu nu dă notă după întrebări. Spiritualitatea Dumnezeu o ia din inimă, nu din chestionarul nostru. Ne dă El chestionar și asta este altceva. Spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 6, un adevăr general, citim versetele 7 și 8, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera.
și ne seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Deci iată destinul final. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Adăugăm câteva versete din 2 Timotei, capitolul 3, unde este scris despre oamenii care vor trăi în zilele din urmă. Deci vorba de generațiile noastre. Scrie aici de la versetul 5 că au doar o formă de evlavie, nu sunt iubitori de Dumnezeu, iubitori de plăceri. Și scrie aici despre ei, în versetul 13, acești oameni răi, înșelători, vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Dar culmea este că Dumnezeu, zice în 2 sau în ce în 2 le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că Dumnezeu răspunde numai la cei ce sunt cu inima curată, numai la cei ce vor să devină ca niște copii, ceilalți, cu toată înțelepciunea lor, nu vor primi răspuns. Cei au primit răspuns, cei ce l-au întrebat pe Domnul Hristos cu ce putere face acele lucruri, nu au primit răspuns. Spunea Domnul Hristos, rugându-se Tatălui, citim din Matei, capitolul 11, asta după ce a constatat că, deși a făcut multe minuni în câteva localități din Galileea, reacția a fost minimă sau chiar nulă. Matei 11:25, Domnul s-a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acelea care vrea Fiul să-L descopere, adică ei voiau să ajungă la Tatăl fără să primească informații de la Fiul, nedându-și seama că la El este cheia. Deci nu se poate. Domnul i-a măsurat, i-a cântărit și le-a spus, nu corespundeți. Nu sunteți cu inima curată. Pentru că spunea Domnul, scrie inima nouă, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd, da, se facă nu văd, să ajungă orbi. Orbire realizată de Dumnezeu. Noi oamenii, în relațiile dintre noi, putem să fim înșelați. Doamne ferește să nu fim noi cei ce înșeală. Am citit despre un comerciant maielezian, care, deși nu era creștin, dar avea de-a face în piață cu creștini. Și el știa că doctrina creștină este bună. Noi suntem susținători adevărului, că un creștin nu are voie să mintă, dar știa că nu sunt toți așa. Și ca să-și testeze furnizorii sau clienții în funcție de sensul actului comercial, purta la el tractate creștine și le dădea și observa dacă acel creștinul care avea de-a face îl privea cu respect și punea foaia la loc de cinste, zicea, ăsta e serios, dă cinste la Dumnezeu. Și care vedea cum o tutorea și spune, lasă, acum n-am vreme, acum e timp de afaceri. Nu făcea afaceri cu el. Și l-au întrebat alții, băi, dar tu nu crezi în lucrurile sfinte, tu de ce umbli cu tractate de ale creștinilor? Zice, le țin doar așa pentru a testa oamenii. Dacă oamenii pot găsi astfel de metode, dar Dumnezeu, cu siguranță că, așa cum este scris, îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, oamenii aceștia pot să întrebe, să pună cele mai pertinente întrebări. Vor afla sau vor primi cele mai ascunse răspunsuri. Îi va încurca Dumnezeu mai tare de cum sunt. Că spunea Domnul Hristos, unora li se va lua și ceea ce au, și ceea ce li se pare că au. Deci, o întrebare incorrectă este pusă de un om care nu-i corect și nu va primi un răspuns. Dumnezeu, în bunătatea Lui, poate să se îndure, dar ca regulă, spunea David în cântarea sa, citim 2 Samuel, capitolul 22,
ca să înțelegem cum este Domnul, cum lucrează El. Citesc de la versetul 21. Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea, mi-a făcut după curăția mâinilor mele. Așa s-a purtat Domnul cu el. Versetul 26. Cu cel bun tu ești bun. Cu omul drept te porți după dreptate. Cu cel curat ești curat. Cu cel îndărădnic te porți după îndărădnicia lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și cu privirea ta scobori pe cei mândri. Deci fiecare primește potrivit cu starea sa. Deci a-l întreba pe Domnul înseamnă a-l întreba într-o condiție de sinceritate și cu scop de mântuire. Și în al doilea rând, vreau să mai observăm o dată că Domnul nu mai răspunde celor ce i-a lepădat. Sunt oameni cu care Dumnezeu a rupt orice relație. În ideea aceasta, din iazul pierzării nu vor mai putea oamenii să pună întrebări lui Dumnezeu, nu se mai aude în cer. Dumnezeu ne permite să-L întrebăm ca niște copii care întreabă orice, dar să fim cu adevărat ca niște copii. Dar dacă tot întrebăm și nu facem, dacă întrebăm fără ca să ne fie inima sinceră, vine vremea când Dumnezeu nu mai răspunde. Nu mai rămâne ușă. Va fi un perete zidit și nici lumina nu va mai pătrunde, nici o rază de speranță, nici o bucurie. Să ne amintim de bietul Saul, citind în cartea 1 Samuel, capitolul 28, și să ne gândim că omul acesta a avut har. Dar s-a lăsat cuprins de stări păcătoase. 28:6. Saul a întrebat pe Domnul. Și Domnul nu i-a răspuns, nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Sub nicio formă. 1 Cronici, capitolul 10, ne dă o explicație suplimentară. În versetele 13 și 14, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, a cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morți. Na, da, putea să se scuze el, să spună, eu am întrebat pe ei când nu mi-a mai răspuns Dumnezeu. Dar vine versetul următor. N-a întrebat pe Domnul. Ce, când s-a dus să-l urmărească pe David, a întrebat pe Domnul? Nici vorbă, a făcut ce a vrut și în final când a ajuns la necaz, Doamne, scapă-mă. Nu mai răspunde Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția dată lui Saul, fiul lui David, fiul lui Isai, luând-o de la Saul. Știți că David întreba pe Domnul. Domnul ne răspunde, dar să-l și ascultăm. Să nu uităm că atunci când Dumnezeu se mânie, Dumnezeu e dragoste, dar e și foc mistuitor, nimeni nu poate opri pedeapsa lui. Și aici citesc doar acele versete din Apocalipsa 14, pentru a ne da seama încă o dată ce drastică este mânia divină. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne tratează ca pe niște prieteni, ca pe niște copii și îl putem întreba ca pe un tată. Dar dacă nu respectăm ca pe un tată, vine vremea când ne alungă, nu ne mai recunoaște, când ne trimite cu diavolul. Scrie aici Apocalipsa 14 la versetul 9. Apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Atât de sever este Dumnezeu, da. Când a recurs la lepădare, nu mai există nicio șansă, nici un drum de întoarcere, nici un drept, nici o speranță, nici o lumină. E vinul neamestecat, adică nu mai conține nicio formă de îndurare, de bunăvoință, de bunătate, numai și numai mânie divină, sau cum scrie în Romani, mânie și urgie. Domnul
să ne păzească. Dar pentru aceasta, haideți să-L întrebăm cu sinceritate ceea ce trebuie întrebat și când ne răspunde, să fim mai prompți de cum este în armată. Am înțeles să trăiți. Pentru că altfel Dumnezeu ne tot spune o dată și încă o dată, dar nu de 7, nici de 70 de ori. La insistențe poate să se mai îndure, dar toate au măsură, au limite. Încheiem afirmând în final că putem să-L întrebăm pe Dumnezeu, dar recunoscându-L ca Dumnezeu. Nu putem lua la rost. Dumnezeu de atâtea ori a spus prin profeți, în mod deosebit prin Isaia, cine este ca mine, cu cine mă veți pune alături? Deci pe Dumnezeu nu putem să-L întrebăm așa cum au îndrăznit unii să facă o Biblie mai haslie și să fie mai permisivi. Sunt aceste concepții New Age care, chiar dacă nu sunt acceptate de noi, ne influențează. Omul este socotit un fel de Dumnezeu, Dumnezeu este antropomorfizat și dacă și omul și Dumnezeu sunt tot cam pe acolo, atunci ne putem permite să dialogăm. Uitați-vă în Evanghelie și veți vedea că ucenicii care au ajuns să recunoască pe Domnul Hristos în statura Lui uman, în statutul acesta terestru, se temeau să-L întrebe orice, îl respectau. Ce să mai spun, cum s-a comportat Ioan când l-a văzut, așa cum este descris în Apocalipsa capitolul 1, a căzut la picioarele Lui ca mort. Așadar nu putem sta cu Dumnezeu de vorbă picior peste picior, să-L întrebăm, Doamne, Tu ce părere ai? În primul rând trebuie să-L recunoaștem ca Dumnezeu, nu putem să-L interogăm, zice în cartea Ezechiel capitolul 20, vers 31, profetul vorbea din partea Domnului. Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și ați prin idolii voștri și eu să mă las să fiu întrebat de voi, casa lui Israel, pe viața mea, ce Domnul Dumnezeu, când mă voi lăsa să fiu întrebat de voi? Într-o stare vinovată, nu pot să-L întrebe Dumnezeu, dar este condamnată și cealaltă extremă. De teamă, cum a zis cel ce și-a îngropat talentul în pământ sau l-a învelit în ștergar, mi-a fost frică. În Țefania 1 cu 6 sunt condamnați și cei ce nu întreabă de Domnul. Pentru că ceva tot vom face, într-un fel tot vom gândi. Deci să-L întrebăm cu respect, în curăție, dar să-L întrebăm. Pentru că Domnul vrea să ne răspundă, cum a zis lui Ieremia, cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri noi pe care tu nu le cunoști. Și în ultimul rând, vreau să ne reamintim că suntem responsabili de răspunsurile primite. Pe Domnul putem să-L întrebăm orice avem nevoie, dar să fim gata să primim răspunsurile. Să ne rugăm sincer, Doamne, vrem să înțelegem și vrem să facem voia Ta. Dar nu Te întrebăm numai așa să ne aflăm în treabă. Vă rog, imaginați-vă că se oprește un șofer lângă un echipaj de poliție, întreabă cu respect, vreau să ajung acolo, pe aici este drumul. Și polițistul spune, nu, domnule, o întoarce-te aici, altă direcție. Și tu salut și te duci mai departe. Ce să spună polițistul? Păi de asta nu mă crede. M-a întrebat așa doar să se afle în treabă, să vadă cum se comportă poliția sau... Cam așa ar fi, sau mult mai grav, îl întrebăm pe Dumnezeu și noi ne vedem tot de drumul nostru. De altfel, Dumnezeu ne și citește intenția. Vrem să ascultăm sau nu? V-am citit și mai reiau acel verset foarte important, Ioan, capitolul 7, versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască. Deci ai gând să împlinești, Dumnezeu îți spune adevărul, ți se descoperă. N-ai acest gând, nu-ți spune adevărul. Și un ultim citat biblic, a doua Corinteni, capitolul 4. Apostolul și colaboratorii săi se prezintă ca unii, scrie aici în versetul 1, care nu cade oboseală. Fac servicii în această slujbă divină în folosul oamenilor. Fără meșteșuguri rușinoase, ascunse, fără vicleșug, arătăm adevărul. Și unii nici așa nu pricep.
Cum să nu priceapă? Pentru că scrie aici în versetul 6, Dumnezeu a zis să lumineze lumina în întuneric. Și atunci, mai este vreun întuneric unde să nu străbată lumina? Da, mai este. Versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o. Dumnezeu vă ia cu acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei lui Slavă lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci, lumina luminează în întuneric. Întunericul n-a biruit-o, lumina luminează pe orice om. Excepție fac cei a căror minte se lasă întunecată, acelor ce țin legătura cu întunericul, sau cum spunea Domnul Ioan 3, acelor ce nu vor să vină la lumină. Doamne, luminează-ne! Că răspunsurile Domnului sunt o lumină pentru cei ce vor să trăiască în lumină, pentru cei chemați la veșnica lumină, pentru ceilalți sentința este întunericul. Să ne păzească Domnul, să ne ajute și să ne dea har. Amin.